Salutare! Azi este 8 noiembrie, este iar ziua mea, că sunt și Gabriela. Așa că la mulți ani tuturor sărbătoriților de azi, Mihail, Mihaele, Gabriele și Gabriel. Rebecca este super bine, nu are deloc bube, i-am rămas puțin urme. Și mă bucur foarte mult pentru că aseară nu i-a mai dat nimic. Ieri a luat decât xizalul și calciu, dozele recomandate, și aseară nu i-a mai dat amalis pentru că începe să iarcă, era roșie oricum. Era roșie, rupe toată fața, începuseră că odor pomeții, că odor tâmplele, că odor la sub braț, că deci a fost săraca, a început să plângă, că e frică, că ce o să pățească, că n-a mai avut așa, în fine, și am zis că nu i mai dăm nimic și vedem cum este. Nici azi dimineața nu i-am dat nimic, cred că totuși o să-i dau calciu astăzi, deși are un gust oribil, eu nu l-am gustat, dar l-am mirosit și e oribil și ea zice că dintre toate ăsta e cel mai nașpa. Dar mă bucur foarte mult, aici sunt medicamentele. Mamă, deci am luat la medicamente anul ăsta. Wow! Da. Mâine avem programare la dermatolog cu Rebecca. Rebecca nu mai are bube. Lucian zice că să nu mergem, că n-are ce să vadă doctorul. Urmează să vorbesc cu medicul de familie, pentru că este după amiază, să văd dacă luăm trimiterea sau nu, ce ne recomandă dumneaei, o să explic ce și cum. Așteptăm și Rebecca să vedem cum este astăzi, deși eu cred că da, o să fie bine, respectăm regimul, fructe și legume, atât doar din cele recomandate, n-am așa de să iau ardei, dar m-am gândit să-i fac paste. Paste, dacă tot i-am băgat iar roșia și nu și a fost ok, am roșii la congelator puse, din acelea de grădină. Și o să-i fac cu roșiile din alea și cu legume mexicane și cu paste, așa, puțin sos, să mănânce. Și eventual, pe urmă, să mă duc să iau ardei, că nu am ieșit azi din casă. A venit repede la școală și a plecat cu Iris și cu mama mea la plimbare, pentru că eu vreau să strâng puțin și apoi vin cei de la Ragaz să schimbe duzele. I-am făcut paste Rebecca-i cu legume, cu dovlecei, ardei, morcov și zucchini și nu i-au plăcut și am scos legumele din paste. Mie îmi plac, sunt dulci, dar o să pun niște brânză ceva deasupra ca să le mâncăm și am făcut orez. Orezul așa arată, ce-a mai rămas din el pentru că i-a plăcut. I-am lăsat legumele, i-am mai pus pe o ceapă mică și am pus orezul, i-am pus o linguriță de ulei de măsline. Am pus apă, orez și l-am lăsat la fiert. Și asta mai rămas și o să mănânce asta astăzi și mâine o să fac altceva. Așteptăm la dermatolog. Rebe nu mai are răbdare. Da, a trecut 3 minute peste, dar așteptăm, nu-i problemă. Că o să terminem, nu cineva înăuntru. Și o să vedem care este situația. Ai emoții? De ce? Nu. Vedem ce ne zici. Da. Am ajuns de la medic, dermatolog, acasă. Rebe mai are teme de făcut aici. Da, aia mi-a furisit. Apoi ne așteaptă Remy, ăsta e omniprezent în viața noastră. A jucat, am jucat și eu azi pe ea și mai, dar în fine, încă mai vrea, deci nu e nicio problemă, jucăm. Cum ți-a părut la medic? Hai, vino și zi. Bine. Că tu ești personajul principal în perioada asta. Zi, lasă-l la căsă zgomot. Cum vă la doctor a fost bine. Da, s-a uitat la bubițe, i-am arătat pozele ce le aveam eu cu toate erupțiile și fazele erupției. Ne-a zis că este de la un aliment, deci nu e, n-ar fi altă sursă de... sursă de infectare, vreau să zic, să fie vreo bacterie sau chestii, că mă tot gândeam la toate chestiile. I-a dat un balsam să o dau, acum să o dau de 2 ori pe zi și pe urmă să continui o dată pe zi toată iarna, mi-a zis. Și apă termală de la Ivater, cred. Da, nu știu, o să vă zic când le luăm, o să fac un clip. Și să mai ținem regim încă o săptămână. Fără lactate, fără carne, fără nuci, fără alune, fără. L-am întrebat la un moment dat, că a zis că și castravetele este puțin așa
stimulator. Și am zis, doamne, dar ce ar trebui să mănânce? Și el zice, doamne, dacă vă uitați la regimul de urticare, vă ia plânsul. Zic, păi, tocmai de asta când m-am uitat pe net și am văzut că nu prea are multe opțiuni. Mi-a zis că în principiu să fie legumele fierte. Cartofierți, mergem pe cartofierți și o salată, cred că salată de aia verde. Bine, mai vreau să zic și ceva. Ce vrei? Și orez cu legume. Ai zis tu și până zic eu. Când vreau să începem filmările, știi, da? Mami a pus cumva cadru și ea era dată mai încolo. Și a zis, noi și coșul de gunoi. Adică noi apărăm în cadru și coșul de gunoi. Coșul de gunoi era între noi, da. Noi și coșul de gunoi. Rimează. Da. Îi făcusem, apropo de pizza pe care ați văzut în clipul anterior, îi făcusem cu legume mexicane. Și ea mi-a zis de-abia ieri că nu prea i-a plăcut. Și i-am zis domnului doctor, bine, i-a zis și ea domnului doctor, că nu prea i-a plăcut și mi-a zis că să evit alimentele congelate, că s-ar putea să aibă și ele câte ceva prin ele. Așa că ne rezumăm la ardei roșii, copți. Uite, n-am întrebat de ceapă și usturoi, dar cred că nu se pune problema. Da, oricum, nu mă stăm la cameră. Da. Și i-am zis de exizal. Știți că a avut reacție adversă, că se înroșea Rebecca și aseară iar a plâns, iar a durea cap, în fine a avut așa niște stări amestecate. Și adineața nu i-a mai dat Xizal, i-a mai decât calciuat și Tamalis, iar domnul doctor mi-a zis să-l scot, ceea ce mă bucură, și să-l înlocuiesc cu, ori înlocuiesc cu altceva, de aia să vorbesc cu medicul de familie, pentru că știe istoricul și așa. Ori să continui doar cu un antihistaminic, deci cu Tamalis în cazul nostru și să-l pun pe lângă ăsta ori Aerius, ori Clarity, dar pe să vorbesc cu medicul de familie să vedem dacă îl introducem, dacă nu mai zic că trebuie să-l scot treptat ca să nu îl facem brusc și să îi revine sau să continuăm așa foarte mult timp și să se obișnuiască corpul cu antihistaminic. Cam atâta. Asta ar fi update-ul. Sper să nu-ți mai iasă fată, bube. O să dau și ție dacă vrei. Nu, mersi. Mă, da. Fie la ele acolo. Văd că nu i-a mai apărut. Ei mai dăm Tamalis. În seara asta, sigur. Și vedem ce zice doamna doctorală, că vreo 2-3 zile încă o să ne mai dăm Tamalis. Aici și o să încep să o dau cu cremă. De a făcut Rebecca o jucărică și o vedeți pe canalul ei de YouTube. Nu trebuie să vă abonați. Da, mai zicem ceva astăzi? Da, pe o să rătăm pe Iris. Abonaților o să mergă cu telefonul. Da, Rebecca este obseată să o trezească pe Iris. Pentru că... De ce, mă? De ce? Ia zi. De ce? De pentru ce? Că aia a dormit aproape toată ziua. Nu a dormit profund, am oțăit așa. Pac, 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 pac. Dar n-am văzut-o cu ochi, decât puțin de dimineață. 30 de minute. Da, aproximativ, da, 30 de minute până când ai plecat la școală, da. Da, și, adică îți dai seama, nu poți să nu te uiți la aproape de soră. Da, dar lasă că mai doarme puțin și pe urmă se trezească și o să doarmă de seară. Dar păi după o zi dai să mănânce și nu o să stau, ia. Da, dar după o să stai, că ea se culcă pe la 9:30 când te culci tu. Da. Știi? Știi? Hai să termin temele ca să jucăm revii. Da, ora. Vă ziceam că medicul dermatolog ne-a recomandat două produse. Un balsam pentru corp, pe care să o dau, mi-a zis, toată iarna, și apă termală, ambele de la Ivaterm. Așa că am intrat să văd că sunt la BBT-i și mi-a apărut și site-ul Ivaterm. Și surprinzător aveau chiar ieri reduceri. Am intrat, am comparat, erau puțin mai ieftine decât la BBT-i sau farmacia Tei. Așa că m-am uitat și de apă micelară și de gel de curățare, aveau prețuri bune, le-am comparat cu alte site-uri, bine, pe alte site-uri erau mult mai scumpe față de BBT sau farmacia Tei, așa că mi le-am pus în coș. Doar că eu am adormit, de fapt am culcat-o pe Rebe și zic că pe urmă o culc și pe Iris și dau comandă, pentru că promoția era doar până pe 9, deci până aseară. Dar am adormit și așa că
N-am mai dat nicio comandă. Asta este balsamul de care vă ziceam. E 79 de lei, era. Și la BPT este 84. Nu e mare diferență, așa că probabil se va duce Lucian să le ia în BPT. Ce mai era ceva interesant era un șampon antimătreață. Însă chiar acela era puțin mai ieftin la BBT, cu vreo 4 lei, așa că oricum se va duce să le ia și o să le ia și pe ăla să încercăm să vedem cum e.